despre ședințele care au loc chiar în aceste momente în munți. A început marele război pentru alegerile prezidențiale, doamnelor și domnilor. Liderii PSD fac în premieră ședință la Mănăstire și mergem chiar acum în direct la colega mea, Mădălina Mihalache, pentru că vin dezvăluiri din această ședință. Se joacă dur de la început, se cere un candidat cât mai repede. Bună ziua, Mădălina! Care sunt jocurile în acest moment? Ce se întâmplă? Bună ziua, Mihaela, bună ziua, doamnelor și domnilor. Concluzia ar putea să fie, deși n-a spus-o explicit, că Marcel Ciolacu este pregătit să-și asume o candidatură la alegerile prezidențiale, însă a ținut să le precizeze colegilor săi că decizia nu se va lua astăzi în această ședință, însă, atenție, a spus așa, dacă alegerile parlamentare vor fi în decembrie sau la finalul lunii noiembrie, așa cum își doresc cei din Partidul Național Liberal, eu nu voi candida, a spus Marcel Ciolacu în această ședință. Spunea că săptămâna viitoare ar trebui să fie luată decizia. De altfel, și Mihai Tudose, vicepreședinte al partidului, de asemenea a spus că decizia trebuie să fie luată rapid. Săptămâna viitoare nu mai poate fi amânată o decizie, trebuie luată rapid. Marcel Ciolacu să se hotărască, să decidă dacă își va asuma această candidatură sau nu. Asta a spus Marcel Ciolacu. Dacă vor fi alegerile în decembrie sau la finalul lunii noiembrie, eu nu voi candida, însă ulterior, după ce Mihai Tudose a spus că decizia trebuie să fie luată săptămâna viitoare, Marcel Ciolacu a revenit, a luat cuvântul și a spus că alegerile prezidențiale vor fi în luna septembrie. De unde putem deduce că da, Marcel Ciolacu înclină să candideze, să-și asume această candidatură la alegerile prezidențiale, chiar dacă știm foarte bine, Mircea Joană a fost propusă ca o variantă alternativă în cadrul coaliției de guvernare, ca o formă de șantaj. Nu îl susțineți pe Ciolacu prezidențiabil comun, spuneau cei din Partidul Social Democrat în cadrul coaliției, atunci am putea să mergem în tandem Mircea Joană, Marcel Ciolacu, prim-ministru. Ei bine, toți socialdemocrații, să știți că exclud, inclusiv Paul Stănescu, secretarul general al partidului, a exclus în mod oficial varianta în care Partidul Social-Democrat să-l susțină pe Mircea Joană, candidat independent și să fie sprijinit de PSD. Este exclus, spunea chiar oficial Paul Stănescu. De altfel, și în cadrul acestei ședințe, potrivit surselor participante, și Marcel Ciolacu a spus cu certitudine, citez, cu certitudine PSD va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Deci, din toate discuțiile, chiar dacă Marcel Ciolacu a spus că decizia nu va fi luată astăzi în cadrul ședinței și de astfel așa și-a început discursul cu privire la subiectul alegerilor prezidențiale, că decizia nu va fi luată astăzi, din toate de celelalte declarații putem deduce că înclină să candideze la aceste alegeri prezidențiale. Cât despre locul în care se desfășoară această ședință, Mihaela, da, ca o poată de culoare, este fără precedent ca un partid politic să facă o ședință la biserică, practic, la o mănăstire. Vedeți în spatele meu mănăstirea Sâmbăta de Sus, mănăstirea Brâncoveanu, o mănăstire veche, o mănăstire unde a slujit inclusiv părintele Arsenie Boca. De altfel, atât Marcel Ciolacu cât și Paul Stănescu au fost întâmpinați aici de starețul mănăstirii. Au fost câteva momente chiar la intrare. Vedem dacă și declarațiile de presă vor fi făcute aici. De altfel, sala în care se desfășoară această ședință este plină cu icoane.